Bună, copii! Sunteți deja aici? Stați să-mi aterizez avionul! De vreo săptămână, mai cu așa ceva mă joc cu prietenii mei. Și ghiciți ce? Mi s-a făcut dor să zbor cu avionul. Îmi place foarte mult să fiu în aer și să am dedesubt norii, marea și munții. Pentru mine avionul a existat dintotdeauna, dar lucrurile nu au stat deloc așa. Sunt Raluca și azi vom afla cum a apărut avionul și ce rol au avut românii în aviația mondială. Omul a visat să zboare încă din cele mai vechi timpuri. Acest vis este ilustrat în legendele diferitelor popoare, mitul lui Icar. Cel care și-a construit aripi din pene și ceară este doar unul dintre ele. Printre primele obiecte zburătoare au fost un fel de lanterne, asemănătoare lampioanelor de azi. Au fost inventate, bineînțeles, de chinezi, prin anii 200 înainte de Hristos. Ei le folosau pe timp de război pentru a speria inamicul. Tot un chinez, fiul unui mare împărat, a construit un zmeu uriaș pe care l-a încălecat și a zburat cu el din vârful unui turn. În secolul al IX-lea, un savant arab a inventat un planor și a încercat să survoleze cu el un deal, dar s-a prăbușit. Din fericire, a supraviețuit și a tras concluzia că, dacă planorul său ar fi avut coadă, nu ar fi căzut. Au mai fost multe încercări, unele dintre ele eșuate și soldate cu tragedii. Și iată, iar discutăm despre Leonardo da Vinci, care nu s-a gândit doar la ceas, așa cum am văzut în episodul anterior, ci și la avion. În anul 1488, el a desenat schema unui aparat de zbor cu aripi reglabile. Abia în secolul 20, oamenii de știință au avut cunoștințele necesare pentru a construi prototipul lui Da Vinci. Nu degeaba este considerat el un mare geniu, un om al viitorului. V-ați urcat vreodată într-un balon cu aer cald? Și eu. Dar mi-a fost tare frică. Deși balonul era legat cu sfor și nu putea să se înalțe cu noi. Primul zbor cu un echipaj atestat oficial noapte a avut loc în anul 1873 deasupra Parisului. A venit rândul deltaplanelor să survoleze cerul Berlinului. Erau cele mai performante mașinării de zbor de până atunci, doar că singura modalitate prin care puteau fi manevrate era balansarea corpului. Doi frați americani au primit lauri pentru inventarea primului avion pilotat dintr-un mecanism aflat la bord. Frații Wright susțin că au zburat prima dată cu avionul lor la sfârșitul anului 1903, dar nu au prezentat nicio dovadă și nici nu au avut martori. Până în 1908, frații Wright au refuzat să-și prezinte public invențiile. Aproximativ în același timp, pe meleaguri românești, Traian Vuia încearcă să creeze un prototip pentru invenția sa, aeroplanul automobil. Să zboare cu un aparat mai greu decât aerul părea o nebunie pentru majoritatea oamenilor. Așa că nu a găsit susținere și nici bani pentru a-și construi mașinăria. Nu se lasă și pleacă la Paris, sperând că acolo va fi luat în serios. În 1903, pe când se presupune că frații americani își testau avionul, Vuia este respins și de Academia de Științe de la Paris, pe motiv că zborul cu un aparat mai greu decât aerul nu este altceva decât un vis frumos. Nu renunță însă nici de data aceasta, ci își brevetează avionul, numindu-l Vuia I sau Liliacul. Abia în 1906, Traian Vuia își vede visul împlinit.
Liliacul este gata și reușește să se ridice cu el la un metru de sol și să parcurgă 12 metri. Un an mai târziu va schimba motorul, iar voia întâi va deveni voia a doi, cu care va zbura 70 de metri. Cu toate că și el și-ar fi dorit să fie primul aviator din lume, totuși nu s-a supărat prea tare că frații Wright i-au luat locul. Spunea mereu că invenția avionului nu este ceva doar spre beneficiul inventatorilor, ci al întregii omeniri. Un alt român care tocmai își terminase studiile în Germania a venit acasă hotărât să-și ducă visul la îndeplinire. Aurel Vlaicu se apucă de treabă. Construiește el însuși un planor și îl testează în anul 1909. Autoritățile de la București sunt impresionate de prestația lui și îl susțin să-și construiască primul avion adevărat. Doar un an mai târziu, Vlaicu I era gata să-și ia zborul cu succes la o înălțime de aproximativ 3 metri. Wow! Deja doi români, pionieri ai aviației! Dar iată-l și pe al treilea! Sigur ați auzit de Henry Coandă. Aeroportul din București îi poartă numele și nu degeaba. Mereu a fost pasionat de fizică, chiar dacă tatălui l-a împins spre o carieră militară. În cele din urmă a ales pasiunea și în 1910 prezintă la Paris primul avion cu reacție. Se pare că românii au un talent uimitor de a face mașinile să zboare, nu-i așa? Și azi se spune că piloții noștri sunt printre cei mai buni din lume. În ultimul secol, aviația a evoluat enorm. De la zmeul regelui chinez până la supersonice, avioanele au cucerit cerul, iar oamenii pot ajunge rapid în orice loc de pe pământ. Și viteza lor este într-o continuă creștere. Dacă v-a plăcut povestea de azi, dați un subscribe, apăsați pe clopoțel și urmăriți-mă într-o nouă călătorie și săptămâna viitoare. Pa, pa!